Colegiul Național Vocațional Nicolae Titulescu a fost gazda etapei zonale a Olimpiadei Naționale Corale 2017. Doar 5 formații din județele Dolj, Gorj, Vâlcea și Olt au participat la această competiție, misiunea juriului de a le departaja fiind una ușoară. După ziua de astăzi, toți vom avea sufletele pline de frumosul pe care ei ni-l vor dărui prin cântec și sunt convinsă că vom învăța foarte mult, mai ales noi copiii, elevii care sunt membri în coruri și care îi vor asculta pe colegii lor din alte județe. Președintele juriului, maestrul Jean Lupu, și-a exprimat regretul față de participarea neașteptat de mică la această etapă a competiției și a subliniat importanța muzicii în viața oricărui om. Muzica este cea care disciplinează, muzica este cea care dezvoltă capacități intelectuale nebănuite, nemai vorbind de capacitățile afective, emoționale, psihologice și așa mai departe. Dar dezvoltă capacități intelectuale, atenție distributivă, gândire logică, memorie, creativitate. Competiția corală zonală a fost câștigată de formația UNDA a colegiului Nicolae Titulescu. Corul, aflat sub bagheta profesoarei Alexandra Geantă și a profesorului corepetitor Gheorghe Balint, va reprezenta orașul nostru la faza națională a Olimpiadei Corale. Competiția se va desfășura la începutul lunii mai la Târgoviște.